În urma alegerilor locale, din 5 noiembrie, Consiliul Raional Soroca, conform datelor preliminare obținute de diferite partide și candidați, poate avea următoarea configurare politică. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, PSRM, 16 mandate. Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS, 9 mandate. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, PCRM, 2 mandate. Partidul Politic, Platforma Demnitate și Adevăr, PDA, 2 mandate. Partidul politic Partidul Social Democrat European PSD, un mandat. Partidul Liberal Democrat din Moldova PLDM, un mandat. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei PDCM, un mandat. Și candidatul independent Victor Spinei, un mandat. Este important să menționăm că aceste informații pot fi valabile numai după anunțarea rezultatelor oficiale ale alegerilor și după obținerea datelor complete despre voturi.